Nu știu dacă tu știi sau nu că există extraterestri, dar astăzi am aflat răspunsul la această întrebare și da, există extraterestri, dar doar în Minecraft. Cel puțin de asta sunt 100% convins. În episodul de astăzi am spawnat mai mulți extraterestri diferiți și m-am bătut și cu o regină extraterestră. Da, ai auzit bine, m-am bătut cu o regină. Nu vă spun mai multe, like, subscribe și eu vă las cu episodul. Ok, mă băieți, avem două chesturi. În stânga este armura cu golden apple și cu totemul, iar în dreapta avem ouăle pe care o să le spawnăm imediat de la extraterestri. Și vă zic de pe acum, acesta spawn alien queen, cel mai de temut extraterestru din toți cei pe care îi avem noi aici. Am ouăle de extraterestru fix în mâna mea, au un design foarte ciudat, îi vedeți acolo în depărtare, nu se văd prea bine, dar noi haideți să spawnăm unul fix în fața noastră, iar acesta este primul extraterestru, băi, este enorm de mare pe lângă noi. Doar uitați-vă cât de mare este pe lângă mine și cât de mic pot să fiu eu pe lângă extraterestru ăsta. Au niște sunete foarte ciudate. Și da, sincer, sunt foarte, foarte, foarte ciudați extraterestrii ăștia. Să vedem, următorul este un extraterestru alb și uitați-vă doar cât de gigant este și acesta pe lângă mine. E aceeași dimensiune ca cel de acolo. Ia, haideți să îi comparăm puțin. Ok, deci acesta este mai mare, extraterestrul ăsta este mult mai mare față de... Sau ba nu, cel negru e mai mare față de cel alb. Ok, oricum e foarte înfricoșător și acesta și au o grămadă de viață. Insane de multă viață au. Mor foarte greu extraterestrii ăștia și se pot bate și cu golemul, apropo. Ăsta moare foarte, foarte greu ăsta... negru, să vedem următorul, este un vierme mic, habar n-am ce e asta, da, e un vierme, nu cred că face rău, dar dintr-un hit îl omorăm foarte ușor și țineți cont, am avut sabie de netherite și moare foarte greu, deci insane de greu mor ăștia. Acesta ce este? Aoleu, ăsta e și mai mare, și mai rapid, diferit ăsta, deci ăsta e diferit pe lângă celălalt, e o versiune mai... adaptată și sunt curios cât de mic sunt eu pe lângă ăsta. Da, sunt până la jumatea lui sau puțin mai mare de jumătatea lui. Ia să-l mai spawnăm încă o dată, mai putem? Da, e mult mai mare față de celălalt normal. După cum puteți observa, sunt diferiți amândoi. Ăsta e o variantă mai adaptată, mai mare. Și ăsta are o tonă de viață, s-a dus înapoi, treci înapoi aici. De ce fugi de lângă mine? De fapt, eu fug de lângă el. Dar uitați-vă la ăștia, la alți doi, cât de mari sunt și la porcușorul acela. Insane de mare. Ia să vedem, ăsta e ce? Ai un păianjen ăsta, ok. Și ăsta ce e? Un alt vierme? Da, sunt dubioși rău de tot ăștia. Și ne-a mai rămas, deci ăștia sunt toți extraterestri pe care îi vedeți voi aici. Unii sunt foarte ciudați, alții sunt inofensivi, cred. Nu m-am dat de pe creativ pe survival și sincer să fiu cu voi, dacă m-aș da în momentul acesta pe survival, într-o secundă aș muri imediat. Doar uitați-vă cât sunt aici. Am invadat efectiv lumea, bă, uitați-vă cât sunt. O grămadă de extraterestri aici. Haideți să vedem și cum este regina extraterestru. Sunteți pregătiți să o vedeți pe regină? Stați așa, am ceva în spate. What? Am ceva pe mine? Poate să-mi explice și mie cineva de ce am un păianjen la mine în cap sau în spatele meu? Ba nu, e fix în capul meu. De ce am un păianjen pe mine? Cum te-ai suit pe mine? Vreau să scap de el. Oare dacă mă dau pe survival mă atacă? Nu aș vrea să încerc pentru că cel mai probabil o să mor. Dar totuși, haideți să vă arăt regina, să o vedeți și voi cât de mare este și câtă viață are și ce poate să spawneze în jurul ei. Uite, am o pălărie. Avem aici regina și sunteți pregătiți să o spawnăm pentru că eu unul chiar nu sunt pregătit pentru asemenea monstru ce îl am fix în mâna mea. Haideți să vă arăt totuși cum este regina și cât de mare poate fi și câtă viață are și ce spawnează în jurul ei. Sunteți pregătiți în 3, 2, 1. Regina, bă, uite cât de mare e! Alien Queen, efectiv este foarte, foarte mare și gigantică, are o tonă de viață. Atacă căluțul, nu!
Nu, și ce e ăsta? Pe ăsta nu l-am văzut. Pe ăsta l-am omis, nu știu de unde e acesta, dar încă un extraterestru. L-am omis pe acesta, dar uitați-vă cât de mare este Regina. Haideți să vedem mai de aproape cum arată. Bă, la prima vedere de aici, din apropiere, zici că este un dinozaur, dar în jurul ei, nu știu dacă ați observat, dar a mai spawnat alți extraterestri de genul pe lângă ea. Acum sunt înconjurat de-a binelea de extraterestri. Dacă mă dau pe survival, ce o să se întâmple? Oare o să mă atace toți ăștia? Sau o să le fac eu față? Sau cu siguranță o să mă omoare pe mine? Nu știu, atâtea întrebări, dar haideți să vedem și răspunsul la întrebările pe care le-am avut. Am dat pe survival. Ok, suntem pe survival în momentul acesta. Deocamdată nu m-a atacat nimeni. Mai bag aici un gheppel. Hai să mă duc la regină totuși să văd ce se poate întâmpla. Mă ignoră? What? Sunt ignorat? Nu mă atacă? Serios? Nu mă atacă regina? Dezamăgitor. Bă, dezamăgitor, sincer. De ce? De ce nu mă atacă? Tu mă ataci? Nici ăsta, bă, what? De ce nu mă atacă? Mai am păia în genul cap? Da, mai am păia în genul cap, lol. Dar de ce nu mă atacă? Bă, atacă-mă. De ce nu dă mine damage? Mă așteptam să dea mine sau să dea un hit și după ăla să fiu să mor din prima. Alien Queen, mă așteptam să dea un hit și să mă omoare. Atacă-mă. De ce nu mă ataci? Alien Queen, ești o dezamăgire, da, ești o dezamăgire, nu da din cap că nu. Ești o dezamăgire, mă așteptam să dai un hit și să mă omor și de ce ai omorât găina? De ce găina și nu pe mine? De ce? De ce Alien Queen, de ce? Nu pot să dau un hit în el, ok, am înțeles. Sunteți buguiți și sunteți foarte inofensivi, doar volumul e de voi atât și înfățișarea asta a voastră. În rest sunteți de tot râsul, nu sunteți de nimic bun. Să știți, nici tu Alien Queen, sunt pe survival și nu mă ataci. O bași cu mâna goală, bă, nu e de nimic, bă, asta bună, nu e de absolut nimic. Da, se pare că am rămas doar eu cu prietenul meu aici și toate reginele acestea nu au nicio treabă cu mine. Nu face lag la telefon, este și puțin încins, pot să fac acum un grătar măcar. A, cam acesta a fost și episodul, spuneți-mi în secțiunea de comentarii vouă cum vi s-a părut acest mod. Un mod interesant, doar că puțin dezamăgit că nu m-au atacat aceste regine, aceste extraterestri, nici măcar unul nu m-a atacat. Mă așteptam să fac și o bătălie cu ei, dar se pare că n-a fost chiar așa. Cam acesta a fost și episodul, sper că v-a plăcut. Eu vă salut de aici, de jos, cu frații mei, cu surorile mele. Eu am fost Alex, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Salut!